Bună seara, dragii mei prieteni! Sabat binecuvântat tuturor celor prezenți pe calea undelor în această seară, într-un context destul de fierbinte, cel puțin pentru societatea românească și pentru creștinătatea care, într-o oarecare măsură, a fost afectată mai mult sau mai puțin de acest vârtej al măcelului intelectual nemai întâlnit și, practic, care finalizează bătălia pentru mintea omului care a intrat într-o nouă fază înainte de revenirea Domnului Isus Hristos. Creștinii din România, nu, cât și cei de peste hotare, sunt foarte ispitiți de a se apropia nepermis de mult de vârtejul acesta care înghite totul. Se pare că aspectul politic, din nefericire, aspectul mișcărilor sociale din țara noastră și nu numai, a cam afectat mediul creștin, în genere, într-o oarecare măsură. Am primit diferite mesaje de la oameni diferiți care nu au nimic cu religia, dar doresc binele societății, și mă întrebau dacă există o versiune a mea personală de a sugera, de a recomanda oameni care ar putea fi soluție, nu numai pentru societatea românească, dar pentru lumea întreagă. Am răspuns firav că mi-am pierdut de mult încrederea că ființa umană mai poate să facă ceva bun pentru pământ. Am spus că este firesc să vrem pace pe pământ, este firesc să avem o societate sigură în care copiii noștri să meargă la școală fără a fi atacați de proxeneți, interlopi și alte grupuri de interes meschin, a căror existență este permisă pentru a destabiliza societatea umană. Dar în același timp doresc să spun că procesul acesta de autodistrugere a lumii este ireversibil. Este adevărul care îl cred la momentul acesta? Este un simțământ de tristețe pe care l-am, nu o spun cu bucurie, ci o spun cu tristețe, dar în același timp o spun cu dorință fierbinte de a căuta soluții sus, spre albastru, cerul acela care ne cheamă acasă. Nu există pace în afara lui Dumnezeu, pentru că pacea este un atribut care este împărtășit doar de Dumnezeu. Există o declarație pe care o știm cu toții din Luca capitolul 2, versetul 14 și încerc să parafrazez textul pentru o înțelegere mai clară a condițiilor de împlinire acestor versete biblice în viața noastră. Slavă lui Dumnezeu în cerurile înalte și pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Acum doresc să parafrazez acest verset. Slavă lui Dumnezeu întâi în cerurile înalte și după aceea, Pace pe pământ între oameni, dacă sunt plăcuți lui. Observați dumneavoastră că pacea, bucuria, liniștea sunt daruri care se primesc în mod condiționat de la Dumnezeul Cerului, de la Creatorul nostru și la Tatăl Luminilor. Un verset foarte împolmolit, undeva în Cartea lui Iov, capitolul 22, versetul 21, reconfirmă soluția pe care oamenii o caută pe bășbâite fără să o găsească. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Deci, prieteni, nu organizații mondiale sunt producătoare de pace, ori fi și ele pentru moment. Nici lobby politic, nici mașinațiile din spatele camerelor de lua vederi. Am un set de întrebări care cred că invită pe oameni la meditație personală. Ce este mai ușor? Să pup o icoană, un tablou, o operă de artă? Sau să mă opresc din a înjura același tablou pe care l-am pupat atunci când îmi dau cu ciocanul peste degete? Sau atunci când ceva nu-mi convine? Ce este mai ușor? Să urc scările Vaticanului pe genunchi pentru a primi iertarea? Sau să permit Domnului Hristos să mă înlocuiască la volan sau la cârma vieții, dacă vreți? Ce este de fapt mai ușor? Să aprind o lumânare sau să încetez de a-i mai bârfi pe alții? Ce este mai ușor? Să dau de pomană sau să renunț la alcool fumat și alte vicinocive? Ce este mai ușor? Să pun bani la construcția unui edificiu religios, clădire, mănăstire, biserică, ce-o fi? Sau să fiu eu însumi edificiul, imaginea, oglinda, vie a Domnului Hristos umblând în haine omenești printre oameni? Prieteni, pacea, așa cum spuneam, este un atribut al lui Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu înseamnă multe. Absența lui Dumnezeu este prezența întunericului. După cum absența frumosului este, de fapt, prezența urâtului. Prezența luminii. Este, de fapt, absența întunericului. Prezența durerii este absența bucuriei. Prezența adevărului este absența minciunii. Prezența sincerității este absența vicleniei. Și, tot așa, sunt convins că lista este deschisă și poate să continue. Prieteni, înțeleg dorința de normalitate, înțeleg dimensiunea acestei normalități fără Dumnezeu, pentru că, în ea, în această normalitate, am trăit. Și eu și m-am născut și eu, dar vreau să vă spun că așteptările noastre pe care le avem acum în secolul 21 sunt așteptări care ne vor dezamăgi, pământul nu mai poate fi salvat, dar noi putem fi salvați, noi putem încă fi salvați dacă așteptăm și acceptăm chemarea lui Dumnezeu. Așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un cuț noaptea. Ei, această declarație a Domnului Isus Hristos pune cam pe toată lumea în derută, nu e așa? Două aspecte aș dori să abordez împreună cu dumneavoastră în legătură cu această afirmație. Una este cum adică vine Isus ca un hoț, pentru că știm că expresia hoț este un termen derogativ, neonorabil, în special când îl folosești în contextul în care este dat, nu? Domnul Hristos nu este hoț, Domnul Hristos este ușa, el nu iese sau nu intră pe geam, pentru că voi știți și vă foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Ziua Domnului, adică venirea Domnului Hristos. În ce constă această expresie? Cum putem defini acest termen? ca să salvăm onoarea și reputația Domnului Hristos. Și a doua expresie care este destul de provocatoare, noaptea. Ca un hoț prieteni înseamnă că Domnul Iisus Hristos vine în momentul în care nu te aștepți. Element surpriză. Și nu e vina lui că nu te aștepți, pentru că ne-a oferit suficiente argumente ca să-l credem pe cuvânt că va veni. Iar noaptea înseamnă apogeul răutății umane. Noaptea înseamnă acea absență totală a luminii dumnezeiești din mintea oamenilor. Noaptea înseamnă momentul în care practic întreaga lume, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere religios, nu mai funcționează. E noaptea minții umane. Înseamnă că această noapte specificată în verset reprezintă momentul în care lucrul și activitățile ființelor umane se opresc. Noaptea înseamnă de fapt, înghețarea caracterului, înghețarea gândurilor, și nu atât de mult căderea din har a oamenilor, cât abandonarea, respingerea și ironizarea iubirii și chemării dumnezeiești. Noaptea înseamnă momentul în care cei care au pacea lumii vor decreta moartea celor care au pacea lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, încă o dată repet, aceasta este o declarație care mi se pare ca fiind substanța esența sămânța subiectului din această seară. Deci iată care este prețul acestei păci. Noaptea minții este momentul în care cei care au pacea lumii vor degreta moartea celor care au pacea lui Dumnezeu. Și când spun asta de fapt, vorbim de două segmente sociale diferite. Din nefericire, ele nu sunt echilibrate 50-50 ca procentaj. Este vorba de o minoritate de abia vizibilă în lumea noastră și o majoritate excelentă cu toate aturile și argumentele de a câștiga o luptă împotriva unei, unei minorități aproape inexistente. Un text inspirat al autorului de carte care este extrem de important pentru mine, momentul nopții planetare, este momentul în care se dă un decret de exterminare a celor care cred în Dumnezeu, pe cuvânt, îl respectă pe el și voința lui prin a pune excelența celor 10 porunci la loc de cinste în viața lor personală. Santinelele cerești, credincioase misiunilor, continuă să vegheze, se referă la Îngerul lui Dumnezeu. Deși, printr-un decret general, a fost fixat sau determinat un timp când vor fi omorâți păzitorii poruncilor lui Dumnezeu. În unele cazuri, lor vor anticipa decretul și înainte de timpul specificat, nu, se grăbesc înainte. Vor încerca să le ia viața. Însă nimeni nu va putea trece de apărătorii cei puternici, adică îngerii lui Dumnezeu, care staționează în jurul fiecărui suflet credincios. Unii, în celulele închisorii, alții, ascunși în locuri retrase, în păduri și munți, se roagă încă pentru o crotire divină, în timp ce toate părțile sau în toate părțile, legiuni de oameni înarmați, mânați de oși de îngerăi, se pregătesc pentru lucrarea de. Ucidere sau de exper exterminare acestei rămășiți aproape vizibile, spuneam eu. Acum este ceasul încordării extreme, când Dumnezeul lui Israel va interveni pentru eliberarea celor areși ai săi. La miezul nopții își va arăta puterea pentru eliberarea poporului său. Când, prieteni, la miezul nopții. Așa cum spuneam, băgați de seamă, voi știți că venirea Domnului va fi ca un hoț noaptea. La miezul nopții Dumnezeu își arată puterea pentru eliberarea poporului său. Soarele se arată strălucind în toată puterea lui. Adică, vă dați seama, la miezul nopții Domnul face ca soarele să apară pe firmamentul cerului, ignorând toate legile pe care le știam și le cunoșteam până acum. Strălucind, spune pana inspirată, în toată puterea sa. Semne și minuni urmează într-o succesiune rapidă. Nelegiuiții privesc cu groază și cu imire această scenă, în timp ce neprihăniții privesc cu bucurie solemnă semnul eliberării lor Titlul acestei predici, titlul acestei uh, abordări în această seară este prețul acestei păci. Nori întunecoși și grei se ridică și se lovesc unul de altul. În mijlocul cerurilor înfuriate este un spațiu curat, de o slavă, de nedescris de unde se aude glasul lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, asta este realitatea despre hoți surpriza, elementul surpriza a revenit Domnului Hristos și noaptea întunecată a lumii, când majoritatea s-a hotărât să extermine minoritatea, ca să o ducă mai bine, să scape de oamenii care nu sunt pe plac sistemului care dă pacea. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Deci surpriza nu va fi pentru cititorul cuvântului lui Dumnezeu, ci pentru cel care a disprețuit cuvântul lui Dumnezeu, cel care a respins mesajul că Hristos vine iarăși. Pentru ei, venirea Domnului Hristos ca un hoț va fi noaptea minților, pentru că noaptea este în inima celor care resping cuvântul, așa cum a fost noapte în inima vânzătorului care a, păzit, a părăsit camera de sus la cina cea de taină. Tot cuvântul inspirat ne spune în Ioan 14 cu 27 prieteni, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aici avem din nou două lucruri de analizat, la fel ca versetul precedent în care ni se spunea că venirea Domnului va fi ca un hoț noaptea, elementul hoț și elementul noaptea, tot așa aici avem două elemente de nuanță care ar trebui abordate și eu zic ca să facem dreptate cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne oprim, poposim și facem analiza textului temele de Dumnezeu. Când Mântuitorul spune vă las pacea, se referă la vă las pacea minții și a conștiinței și vă dau pacea mea, Adică vă dau acea liniște care nu depinde de circumstanțe, în orice context social. Fie că e vorba de pușcărie, fie că e vorba de privare de libertate, fie că e vorba de asasinare de caracter, fie că e vorba de pierderea prietenilor, familiei, fie că e vorba de pierderea unui loc de muncă, e vorba de, fie că e vorba de trăim în libertate. Noi trăim în pace că ne mulțumim cu ceea ce ne dă Domnul Hristos. Deci, iată că vă dau pacea. Nu? Pacea minții, care este extrem de importantă, și apoi vă dau și pacea mea, care să fie cu voi în toate condițiile societății. Atunci când noi avem liniștea că Dumnezeu ne conduce prin sărăcie sau belșug, noi împlinim declarația cuvântului din Verset, care spune că Evlavia aceasta, de a fi mulțumită în orice nu Evlavia însuțită de mulțumire, este un mare câștig. Care o fi câștigul ăla? viața veșnică, prieteni. Mântuitorul face o remarcă extrem de importantă. Nu vă dă o pacea așa cum comercializează lumea aceasta pacea. Păi cum dă lumea pacea? O dă prin compromis. Vă ceți aminte undeva în 1990-91 George Bush Senior? Ce spunea domnia sa? E, este o idee măreață, o nouă ordine mondială în care națiuni diverse sunt atrase în mod colectiv într-o cauză comună, binele comun, știți, de care vine de la Roma, într-o cauză comună pentru a atinge aspirația universală a umanității. Care, care, este un, aspirația universală a umanității? Pacea, securitatea, libertatea sub conducerea legii, spunea domnia sa. În aceste cuvinte ni se promite că ni se oferă în măsura în care ni se ia ce avem. O să aveți nimic și o să fiți fericiți, spunea filozofia celor de la Davosul albastru, nu? Aici aveți în imaginea de față sigla care spune totul, imaginea celui mai puternic imperiu al lumii, nu? Este sigla care arată într-adevăr puterea vulturului roman antic și puterea vulturului roman modern. Aici aveți simbolul imperiului, imperiului romano-american. Este simbolul care arată că într-o mână există 13 săgeți, Numărul 13 arată sau indică de unde poate veni moartea, iar în cealaltă gheară vultură are o creangă de măslin cu 13 fructe și 13 frunze. Și, de fapt, ni se prezintă alternativa, pacea prin compromis. De aceea subiectul a fost intitulat, prieteni, prețul acestei păci, care vă este prezentat pe siglă. Care este prețul acestei păci pe care o primim prin compromis? Mi-aduc aminte, atunci când Constantin cel Mare s-a hotărât el să unească creștinătatea cu lumea politică a Imperiului Roman. Cezarul a avut succes și, după ce i-a asimilat pe creștini și le-a făcut vasalii săi politici, creștinii n-au încercat sau n-au încetat să pună mâinile pe Cezar, așa cum s-au pus mâinile pe marele președinte al Satului Unite, cu rugăciuni, cu strigături, cu, mă rog, ovațiuni spirituale, ca Dumnezeul Cerului să îi dea toată puterea. Și autoritatea necesară. Atunci, Cezarul, Cezarul de atunci și Cezarul de astăzi, a ridicat sabia într-o mână și crucea în alta. Și acesta ar fi, de fapt, certificatul de naștere al unei biserici creștine războinice. Atunci a fost momentul în care, după tradiție, Constantin cel Mare ar fi spus: Crucea este simbolul civilizației creștine. Cine nu primește crucea, va primi Savia. Știți, în această situație critică, alegerea, evident, este a noastră, a oamenilor, oferta, însă, este a sistemului. Vrei pace? Supune-te mie. Acceptă să fii doar un număr, acceptă să renunți la individualitatea ta, acceptă să renunți la voința liberă și îți garantez orezul. Ce spunea Domnul Hristos, vă dau pacea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Președintele. Statelor invitat la Națiunile Unite, făcea o declarație, viitorul aparține patrioților și nu aparține globaliștilor. Cred că vă mai să aminte acea, acea declarație memorabilă, iar acum, în spiciul inaugural, când domnia sa a fost autorizat de, în mod democratic de poporul acesta minunat de a conduce destinele țării la mai bine, dânsul spunea că este the golden age, o eră a păcii și a prosperității noastre ca națiune și probabil că aceasta va fi o eră și uh, a prosperității uh, seculare a lumii întregi. Pacea pe care o dă lumea este o pace necondițională sau este o pace condițională? Pacea pe care o dă Dumnezeu sau o promite Dumnezeu este o pace necondițională sau este o pace condițională? Și pentru că avem de a face cu, și pentru că avem de a face cu două Moralități, două ideologii, două forme ale dreptății, dreptatea omenească, dreptatea umană și dreptatea lui Dumnezeu. Cu permisiunea dumneavoastră doresc să citesc din nou câteva cuvinte de duh care au inspirat spre bine toți creștinii de până de astăzi, care trăiesc până astăzi, până în zilele noastre. Iisus nu și-a asigurat niciodată pacea prin compromis. Inima lui era plină de iubire pentru întregul neam omenesc, dar niciodată n-a fost îngăit, îngăduitor cu păcatul. El le era prea bun prieten nu? oamenilor ca să poată tăcea când ei mergeau pe o cale care avea să le ruineze viața. Viața răscumpărată prin sângele său. El a lucrat ca omul să fie sincer față de sine însuși. Vedeți această declarație, ca să fii sincer față de tine însuți, trebuie să fii trebuie să fie apolitic. Pentru că în momentul în care omul devine politic, chiar creștin fiind el, avem o problemă de compatibilitate cu declarația aceasta, nu? El a lucrat ca omul să fie sincer față de sine însuși, sincer față de interesele cele mai mari și veșnice. Slujitorii lui Hristos sunt chemați la, această, la aceeași lucrare și trebuie să se ferească pentru ca nu cumva căutând să evite conflictul, să abandoneze adevărul. Ei trebuie să urmărească lucrurile care duc la pace, Roman 14 și 19. Dar adevărata pace nu poate fi asigurată prin compromis față de principii sau față de valori morale. Și nimeni nu poate fi credincios față de principii fără să provoace împotrivire. Un creștin spiritual, nu? Va avea de suferit împotrivire din partea fiilor neascultării. Dar Isus i-a îndemnat pe ucenicii săi astfel. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Cei credincioși față de Dumnezeu n-au motiv să se teamă de puterea oamenilor, nici de frășmășia celui rău. În Hristos, viața lor veșnică este asigurată. Singura lor teamă să fie să nu părăsească adevărul trădând astfel încrederea cu care i-a onorat Dumnezeu. Deci, iată, dragii mei prieteni, în linii foarte, foarte ample și detaliate, expresia, definiția, conceptul, prețul, valoarea, înțelegerea acestui termen de pace fără compromis. Vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. E aici avem declarația Domnului Hristos cu privire cum dă lumea pacea. În continuare acestei idei aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră un alt gând divin, solemn, din 1 Tesalonicen, capitolul 5. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. În această declarație se pare că părerile sunt împărțite, în timp ce Domnul Isus dă pacea lui, în opoziție, avem o autoritate de grup care este reflectată de pluralul vor zice, adică cine vor, ei. Apoi avem o altă autoritate de grup, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Deci acești ei, cine vor fi ei, vor zice pace și liniște. Adică pace în lume, liniște în conștiință, dar tocmai atunci când ei vor zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Prietenii, durerile lumii au început să se manifeste și odată ce durerile sau spasmele nașterii au început în lumea aceasta, procesul este irreversibil. Lumea se zbate ca o femeie în durerile nașterii, ca o femeie însărcinată și spune că oricât ai încercat să scapi de aceste dureri, de aceste spasme ale nașterii, nu este chip de scăpare. Deci nu este soluție pentru salvarea acestei lumi. În Apocalipsa 13 găsim o ideologie a celor care spun pace și liniște, dacă vă închinați fiarei, deci fiara oferă pace și liniște. Imaginați-vă ce oximoron, ce utopie, pacea oferită de o fiară. Cum o fi aia? Ați văzut vreodată o fiară care vă lasă în pace? Acum când oamenii doresc să salveze lumea asta, când oamenii doresc pacea fără ascultare și prosperitatea fără obligații, obligații față de Dumnezeu, nu? Versetul prezentat de Dumnezeu se va năpusti asupra celor care vor spune pace și liniște când o prăpădenie neașteptată va veni peste locuitorii Pământului. Creștinii care au fost atrași de vârtejul acesta de dispute pe social media, care au tematică vizibilă, nu? Salvarea lumii, salvarea țării, salvarea Europei, salvarea planetei, toți curând se vor trezi înghițiți de acest vârtej ideologic care nu iartă nimic. Domnul Hristos vine în curând, prieteni. Noi facem ce putem pentru societate ca să fie bine tuturor. În calitate de creștini suntem născuți pentru a servi. Dorim binele omenirii numai că binele acesta este definit de Dumnezeu și este înțeles diferit de oameni. Aici este problema. Întotdeauna se pare că avem probleme cu termenii pe care îi folosim. Lumea nu mai poate continua aici, prieteni, dar lumea poate continua în altă parte, în acel univers care se cheamă Cer, care se cheamă Casa lui Dumnezeu, care se cheamă Universul lui Hristos, unde domnește pacea și liniștea adevărată. Majoritatea oamenilor, prieteni, nu vor acolo. Iar oamenii au obosit să mai aștepte. Oamenii vor acum și aici pacea. Domnul Hristos spune că cine va răbda până la sfârșit va primi cu luna vieții. Prea mult, prea plictisitor și peste toate suntem prea obosiți ca să mai așteptăm sau să sperăm. Și totuși, pana inspirată spune că cine va răbda până la sfârșit va primi cununa vieții, universul lui Dumnezeu, care este infinit, mult mai vast, frumos, incoruptibil decât Schengenul în care vrem să intrăm. De fapt, există tot un cuvânt inspirat care ne spune că dacă oamenii neconvertiți, oamenii care s-au obișnuit să se lăfăie în păcat și să iubească păcatul. Vor fi aduși, presupunem, cu forța în Împărăția Lui Dumnezeu, așa cum au făcut ăștia cu înțeparea, au vrut să ne facă binele cu forța acceptăm acest scenariu ipotetic, că Dumnezeu vrea să facă ca ăștia, ca Bill Gates să ne aducă cu forța în cerul, să ne facă bine. O pană inspirată spune că păcătosul adus în prezența lui Dumnezeu, cu forța, nu? Împotriva voinței lui, atmosfera aceea sfântă de pace și liniște a cerului va fi o tortură constantă, permanentă pentru păcătosul care nu este acomodat, obișnuit cu frumusețea cerului, cu o viață curată, lipsită de păcat. Din nefericire, Pare foarte surprinzător, dar pentru păcătos, cerul va fi un infern adevărat. O continuă tortură de conștiință, pentru că se va compara păcătosul continuu, în mod continuu, cu Domnul Hristos, Salvatorul pe care el l-a refuzat. Este foarte greu să stai în prezența lui Dumnezeu în prezența curăției Domnului Hristos, în prezența frumuseții zâmbetului Lui, în prezența dragostei sale, a răbdării sale, a tandreții divine și să nu te compari pe tine cu El, să nu-ți faci procese de conștiință, să nu-ți revizuiești viața. Tocmai aceasta este problema lumii de astăzi. Nu dorește să vină la lumină, pentru că atunci apare factorul comparației. Apostolul Pavel spune, bă, eram sfânt până când a apărut Hristos, când a apărut Hristos și legea lui Dumnezeu, păcatul a înviat și eu am murit. Atunci mi-am dat seama de adevărata natură pe care o am și o posed. De aceea, dragii mei prieteni, Dumnezeu nu folosește forța, pentru că forța este contrară principiilor de guvernare dumnezești. Nimeni nu va fi adus în ceruri fără voia lui. Nimeni nu va fi vaccinat cu neprigănirea lui Hristos împotriva voinței personale a individului. Și totuși, cine va răbda până la sfârșit, va primi Universul lui Dumnezeu, care este infinit mai frumos, mai vast, mai incoruptibil decât tot ce putem alege noi în lumea aceasta. Știți, prieteni, cei care pun paie pe foc în timp ce vorbesc despre pace, cei care lasă dreptatea la o parte pentru a strâmbra măsura și a înșela la cântar, vor privi la venirea Domnului Hristos și vor vedea în privirea Domnului Hristos la rândul lor răsplata cuvenită. Ce este interesant că unii au renunțat la credință în mod treptat și au fost înghițiți de iurișul propagandei seculare. Este trist să vezi cum credința este bagiocorită de cei care știu că misiunea noastră este alta. Atunci când un om ajunge să fie numit răspopit, iar în consecință oamenii să bagiocorească numele lui Dumnezeu, știind care este misiunea noastră a pocăiților, a credincioșilor, care pretind așteptarea Domnului Hristos, atunci asta înseamnă că am ajuns prieten sare fără gust. Pământul nu mai, nu mai poate fi salvat, așa cum spuneam, dar pământenii încă mai au o șansă să fie mântuiți dacă acceptă ultima chemare a lui Dumnezeu. Mi s-a arătat că poporul lui Dumnezeu, care este o comoară a lui specială, nu se poate angaja în acest război confuz. Mai toate războaiele sunt confuze, prieteni. Dacă vreți să verificați declarația asta, mergeți pe linia frontului în Ucraina și, sau în Rusia și veți vedea cum frații noștri ortodoxi sunt învățați de preoților ortodoxi ucrainieni să o omoare pe Ortodoxul rus, după cum Ortodoxul rus este educat de preotul rus, Ortodox, ca să omoare pe fraților Ortodoxi, ucrainieni. Și stai și te gândești, oare nu aceasta este o chestiune de confuzie? Adică, cum? Ortodoxul rus omoară pe Ortodoxul ucrainian pentru că Ortodoxul preot sfătuiește pe Ortodoxul rus să omoare pe Ortodoxul ucrainian? Și pentru că Ortodoxul preot, preotul Ortodox ucrainian, sfătuiește exact contrariul la ceea ce sfătuia preotul ortodox rus, eu sunt confuz. Și aici vine ceea ce spune pana inspirată. Mi s-a arătat că poporul lui Dumnezeu, care este comoara lui specială, nu se poate angaja în acest război confuz, pentru că este împotriva oricărui principiu al credinței lor. Deci, atenție, prieteni, oricărui principiu al credinței lor. Ei nu pot respecta adevărul dacă sunt în armată și în același timp să respecte ordinele ofițerilor lor. Ar fi o încălcare continuă a conștiinței. Cei care credeți că biserica creștină sau creștinismul este necombatant și vreți să vă verificați, vreți să verificați pe unde sunt frații noștri de credință în război, mergeți pe acolo și căutați și veți găsi destui care vă vor contrazice narativul. Oamenii lumești vor fi guvernați de principii lumești, prieteni. Ei nu pot aprecia altceva pentru că altele nu au. Dar poporul lui Dumnezeu nu poate fi guvernat de aceleași motive sau principii nu, ca și oamenii lumești, ca și oamenii din lume. Și aici face Pana inspirat o legătură cu politica lumească. Ce zice dânsa? Politica lumească și opinia publică cuprind principiul de acțiune care guvernează oamenii cu minți lumești, minți seculare și care îi determină să practice forma lor de dreptate. Însă cuvintele și poruncile lui Dumnezeu scrise în suflet sunt spirit și viață și există putere în, a, în ele de a aduce în supunere și de a impune ascultarea. Originea fundamentală a tuturor legilor drepte și bune sunt cele 10 porunci ale lui Jehova cei care iubesc poruncile lui Dumnezeu se vor conforma și asculta de orice lege bună a țării. Dar dacă cerințele conducătorilor sunt în conflict cu poruncile lui Dumnezeu, singura întrebare care trebuie rezolvată este să ascultăm mai mult de om decât de Dumnezeu. În Isaia, capitolul 48, versetul 18, ni se spune, O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta Cavalurile mării, așa ne spune Dumnezeu, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea acea pace fără compromis. Nu e nevoie să primești pacea lumii, care are întotdeauna un preț, de aceea titlul este Prețul Acestei Păci. Dorești tu, prietene, să sacrifici pacea infinită, eternă a lui Dumnezeu pentru o pace de moment care îți va atrofia conștiința și nu te va lăsa să ai nici o părere rău pentru decizia greșită făcută? Dacă ai fi cunoscut tu măcar această, în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, din nou Luca 19 cu 42, Domnul Hristos spune, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Deci hai să luăm în considerare aceste trei reflexii. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, Iov 22 cu 21. Isaia 48 cu 18. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile râului. Și apoi, bineînțeles, trioul acesta încheiat de Luca 19 cu 42, unde ni se spune dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar din nefericire, respingând ultima chemare a lui Dumnezeu, acum, spune Domnul Hristos evreilor de pe vremuri, ele sunt ascunse de ochii tăi. Uitați-vă ce se întâmplă în Israel. Cum să ai pace în zona aceea fără prințul păcii care este Domnul Iisus Hristos. Pacea este atributul lui Dumnezeu. Deci prețul acestei păci, prieteni, este scump plătit. Să nu ne trezim că pentru o scultă vreme am votat pacea pe care o dă lumea și am pierdut pacea pe care o dă Dumnezeu. Dragii mei prieteni, vreau ca în această seară să votez pentru pacea care o dă Dumnezeu, care este permanentă, care nu ține de circ circunstanțe și care îmi păstrează o gândire pozitivă, un mut pozitiv, nu uh, indiferent de circumstanțe, că am sau n am pâine pe masă, că sunt sau nu în libertate, că am sau nu prieten, că mă iubesc sau nu dușmanii, că sunt o persoană bine văzută în cercul meu, religios sau secular, e mai puțin relevant. Ceea ce este relevant este să am pacea pe care o dă Dumnezeu, care nu este o pace circumstanțială și nu depinde de favorurile lumii. Să ne ajute Bunul Tată Ceresc ca în această seară să alegem și noi pacea minții dată de Domnul Hristos, care spune, iată că vă dau pacea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Și eu sper că noi toți nu ne vom apropia de acest vârtej care înghite pe toată lumea într-o spirală a morții, nu ne vom apropia de acest vârtej de apă atât de periculos, atât de aproape, încât să ne pierdem viața veșnică. Bunul Tată Ceresc să ne ajute! să înțelegem prețul acestei păci care este oferită de lobiul acestei lumi, de acest grup de conducători ai lumii și deci atunci când vor striga pace și liniște, de cine să mă tem, o prăpădenie neașteptată va lovi pe locuitorii pământului. Un um, fi departe de acel asteroid care simbolizează revenirea Domnului Hristos? Eu am simțit deja meteoriții care însoțesc acest asteroid, acele mici zguduiri sau zdruncinări ale lumii, care anunță că Domnul Hristos vine în curând. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, în această seară, salutări cordiale din Belo Horizonte, din Brazilia. Sper ca prin Harul Lui Dumnezeu să putem avea parte de un sabat binecuvântat, un sabat cu Domnul Isus Hristos, un sabat în care mintea noastră va fi prizonieră a Domnului Hristos, fără a fi afectați de aroma mișcărilor politice care adeseori vizitează biserica chiar și în zile sabat. Dumnezeu să fie cu noi, cu dumneavoastră, cu cei dragi și să ne rugăm pentru fiecare petic de pământ în care mai există speranță, în care mai există un pământean care strigă vino, Doamne Iisuse. Amin. Iubitul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim pentru har, milă și dragoste. Îți mulțumim pentru părtășia deosebită, ajută-ne să nu mușcăm din prăjitura otrăvită a păcii care o dă lumea prin compromis ajută-ne să înțelegem că prețul acestei păci este moartea. Dă-ne înțelepciune să te alegem pe tine, să te ascultăm pe tine, ca pacea noastră să fie ca valurile. Dă-ne putere ca să ascultăm de dragostea ta, de iubirea ta și de chemarea Domnului Hristos. Îți cerem iertare pentru oamenii buni, pentru oamenii răi, îți cerem iertare pentru noi ca oameni așa cum suntem și îți mulțumim că permiți prezența Domnului Hristos în viața noastră ca unica comparație care ne ajută să coborâm cu picioarele pe pământ și să înțelegem că suntem urâți, suntem hidoși și natura noastră firească nu ne recomandă către cer. Te iubim și îl alegem pe Domnul Hristos în El și în numele Lui. Alegem să umblăm pe calea care ai trasat-o mai dinainte pentru noi și să ne îmbrăcăm cu faptele pe care le-ai creat tu înainte ca noi să le, poate, să le putem produce. Îți mulțumim că după toate acestea, vrednicia, slava, cinstea și onoarea aparțin acelei surse minunate Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Hristos, evident, prin influența unde lemnului din candela cerească a Duhului Tău Sfânt minunat. Amin.